4.700.000. E mare, da? 1.700.000. Hai scump, la pensia noastră e 7.000. 1.600.000 lăsăm la 1.500.000. Bine? 1.500.000. 1.500.000, gata. Când îl pui la copil, rămâne în jumate, că îi spune. Păi puneți mai jumate, jumate îl puneți mâine. Da, păi da. Hai, mulțumim, ne mai gândim. Vasulienii spun că nu ar mai avea ce mânca după Paște dacă aleg să cumpere carne de miel. Pentru bugetele lor, prețurile sunt prea mari. Deși mai sunt doar câteva zile până la Paște, puțini sunt comercianții care au miei la vânzare. Puțini sunt însă și clienții interesați să cumpere. Vânzătorii sunt dispuși să negocieze la preț în speranța că așa vor scăpa de marfă. De 2,20. Deci prea scump. Anul trecut 1,60. Adică deci, rezonabil. Hai, 1,80 și anul ăsta, dar e prea mult. Dacă pensia este o taie și să le deosulăm, sărășia. E scump echiparea pentru noi. Anul trecut am avut, da. Dar anul ăsta nu cred. Nu, că mi se pare prea scump. Pe buzunarul nostru cu 5 milioane pensii, 6 milioane de unde? Și facem 30 de zile și mă mâncăm. Prețurile la carnea de miel sunt cuprinse între 20 și 22 de lei kilogramul. Dacă până la sfârșitul săptămânii comercianții nu vor mai lăsa din preț, vasluienii vor fi nevoiți să treacă sărbătorile fără tradiționalele produse din carne de miel.